Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la astăzi la Dărmănești, la conferința de presă care marchează deschiderea oficială a celei de-a patra ediție a Festivalului Internațional de Blues de la Dărmănești. Este o ocazie unică pentru noi, pentru a promova atât Dărmăneștiul, cât și Moldova și chiar România. Suntem astăzi pe un trend crescendo vis-a-vis de activitățile și festivalul în sine, pentru că de la an la an am crescut și dincolo de artiștii de elită pe care îi avem prezenți timp de 3 zile la Dărmănești, avem și iubitori de muzică atât din România cât și din țările Uniunii Europene. Salut prezența artiștilor, îl salut pe Marius Diaconescu, organizatorul festivalului de blues. Îl salut pe bunul meu prieten Alexandru Ruse, doresc toți să vă simțiți excelent la Dărmănești și să avem parte de 3 zile de muzică de cea mai bună calitate. Marius, te rog. Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă din prima zi a ediția 4 a Open Air Blues in the Dark. Aș vrea să mulțumesc administrației publice pentru tot efortul pe care l-a făcut pentru a face evenimentul acesta posibil și aș vrea să vi prezint pe domnul Chrissy Matthews, care va concerta în seara aceasta și mâine împreună cu Leila Zou și de asemenea în stânga mea am doi tineri care unul dintre ei s-a apucat să cânte la chitară după ce a participat la festivalul de la Dărmănești. Unul cânta deja la chitară, dar a trecut la next level, ca să zic așa. Și asta înseamnă și mă bucură și ne arată că ceea ce facem are o urmare, pentru că până la urmă și la coadă ei sunt viitorul. Și de asta facem, pentru ca să arătăm tinerilor de pe Valea Trotoșului, din județul Bacău, din Moldova și chiar din România, că există alternativă la drumul pe care, din păcate, îl urmează cultura română. Eu aș fi vrut să fac un banner, dar n-am mai avut timp să-l fac, dar profit de momentul ăsta să spun că suntem unii dintre susținătorii petiției online Opriți distrugerea culturii. E un mesaj pentru clasa politică. Un popor care nu are cultură vine de nicăieri și pleacă nicăieri, ca să zic așa. Ceea ce se prevede, sper să nu să se întâmple, pentru că dacă va fi așa, evenimente pe cum acesta vor deveni o istorie și nu cred că asta își dorește țara asta. Cred că ne-am dorit mai multe evenimente precum cel de aici, precum cele de la Brezoi, de la Suceava, de la Sighișoara, de la Timișoara, de oriunde, care sunt extraordinare și care fac lucruri extraordinare și care duc mai departe vorba despre România. Eu nu știu cât s-a auzit la Los Angeles sau în Canada sau în Londra despre Dărmănești, în afara celor care merg și muncesc acolo. Acum se aude și la nivel cultural și ne bucură lucrul ăsta și vrem să ducem mai departe povestea asta. Dar poate că m-am lungit prea mult, așteptăm întrebările dumneavoastră. Vă rugăm pentru domnul Chrissy. Ce aduce festivalul ediția de anul acesta, care este bugetul și cum a fost, ce dificultăți de întâmpinat să le organizați? Noutățile pe care le aduce festivalul de anul acesta este că în sfârșit putem să aducem artiști din Statele Unite. După ce că în anii trecuți a fost pandemia și a fost practic imposibil să aducem artiști din Statele Unite. Acum reușim să facem lucrul acesta și lucrul ăsta ne bucură. Noi suntem un festival cu buget mic.
Nu suntem festival de nivelul festivalului de la Brezoi sau, dacă vrei să vorbesc în branșă sau a lucrurilor care se întâmplă în România la Electric Castle sau la Untold sau acolo, e ceva de stratosferă pentru noi. Încercăm să ne descurcăm cu un buget la limita supraviețuirii, încă băgăm bani în chestia asta, nu scoatem bani, nu va mai trece mult timp până când o să putem să spunem că, să vorbim despre ceva profit, dar profitul cred eu că nu e în primul rând în bani, ci în ceea ce rămâne pentru tineri după el. Și n-am reținut de ce a fost asta și încă ceva. Mai adaug o întrebare și puteți răspunde împreună. Întrebați-mi ce dificultăți ați întâmpinat să-l organizați și v-aș mai întreba cum a răspuns comunitatea inițiativei dumneavoastră. Privat, vă ajută într-un fel. Uh-huh. Că ați ridicat da. Locuri de cazare. Am înțeles. Știți unde e Dărmănești, nu? În județul Bacău, în regiunea Moldova. Știți câte autostrăzi sunt în Moldova? Zero. Știți ce înseamnă să aduci artiștii 6 ore de la București până aici, pe lângă căruțe și pe lângă tot felul de tractoare și camioane și asta? Asta e o dată. Deci una este să faci un festival în Brașov sau în Suceava sau în Iași sau în București, acolo unde artistul aterizează și vine, ajunge imediat. Alta e să-l aduci de la 400 de kilometri sau de la 300 de kilometri. Asta e o dată de logistică și de dificultățile de infrastructură. Am mai spus lucrul ăsta. Toți, nu doar noi organizatorii de festivalul, cred că toată lumea din Moldova așteaptă autostrăzile promise de mult. Și care credem că, poate în timpul vieții noastre, poate în timpul vieții copiilor ăsta de lângă noi, or să se și întâmple. Asta o dată. Vis-a-vis de comunitate, da. Avem parteneri din zonă, dar pentru a putea ridica un festival de nivelul ăsta, și aici iarăși e o dificultate a noastră, distanța față de orașele mari ale țării, sponsorii mari totuși sunt în localitățile mari, în orașele mari. Dar ceea ce există în comunitate, da, au sprijinit la nivelul la care s-a putut. Dar ușor, ușor am reușit să aducem Feroli, care este unul dintre partenerii strategici de anul acesta. S-a alăturat Țiriac Auto acum doar ca partener de mobilitate. Sperăm în viitor să fie și un alt tip de partener. Ușor, ușor lumea aude și încă o dată vă mulțumim și dumneavoastră că prin intermediul dumneavoastră aude și sperăm să creștem. Mulțumesc. Dar vă rog pentru Cristi întrebările. Că... Aș adresa o întrebare domnului primar, dacă este amabil să răspundă. Vedeți în acest festival o oportunitate de dezvoltare regională și care e atitudinea noastră față de acest proiect? Îl susțineți către investitori sau în consiliu? Noi ne-am propus să devenim stațiune turistică de interes local. Acest dezideral l-am atins în decembrie 2022. Deci astăzi vorbim de Dărmănești, stațiune turistică de interes local. Sigur că pentru a fi stațiune turistică trebuie să avem multe activități care țin de cultură, care țin de proiecte care să aducă turiștii în zonă. Această idee a Festivalului Internațional de Blues s-a născut cu vreo 4 ani în urmă, când Marius a venit și mi-a propus să facem acest lucru și pe care l-am sprijinit necondiționat. Am spus, da, avem nevoie de acest lucru. Vreau să vă spun că pe orizontală noi cuantificăm plusurile și, eu știu, minusurile, dacă aș putea spune așa ceva, și în momentul acestor evenimente, nu doar în Dărmănești, ci pe întreaga vale a Trotușului, toate pensiunile, hotelurile sunt ocupate. Discut cu agenții economici și ne spun că simt cu adevărat o creștere din toate punctele de vedere a business-ului în perioada acestor evenimente.
Ne propunem mai mult. Deci n-aș dori să ne oprim aici și ce spunea Marius, că această ordonanță de care se vorbește se pare că va tăia din fondurile alocate pentru cultură. Vom găsi soluții, vom găsi poate mai mulți sponsori în așa fel încât aceste evenimente să le ducem mai departe. Sunt oportunități fantastice de dezvoltarea comunităților, dar dincolo de aceste oportunități ne, eu știu, rafinăm prin cultură și creăm oportunități pentru tânăra generație să vină să iubească muzica, să asculte și alt fel de muzică, pentru că se pare că tânăra generație mai puțin a avut acces la genul ăsta de evenimente, pentru că n-au existat. Dacă noi le organizăm, cu siguranță vor veni, vor vedea, vor alege, vor, poate vor deveni unii dintre ei, așa cum sunt tinerii din stânga noastră, artiști peste câțiva ani. Și eu, sincer, în măsura putințelor noastre financiare și nu numai, susțin genul ăsta de evenimente. Pozitiv invitației și cum vede inițiativă locală care face un proiect atât de ambițios comparativ cu cei mai mari, cu proiecte similare. The question was why did you accept this invitation to come here and what is your opinion about a small festival but with big ambitions that we want to create here? Well, I accepted it because Marius is a great dude and a great guy, and I've heard lots of good things from musicians that have played here before. You know, there's a good reputation for this festival, so I reached out, and plus I love Romania. Romania is a great country full of beautiful people and scenery, and yeah, I could see the effort that Marius is going to keep the blues alive in Romania, and of course I want to support that. You know, I want to play here, and you know, I go to every gig I do with low expectations, and then when something good happens, I'm surprised. You know, I've been to gigs before with high expectations and then it's not so good and then you're disappointed, so every gig I come with there. But so far, well, last night the driver, Marius, his daughter Alexandra and everyone else have been absolutely amazing, and this is beautiful, and tonight's going to be a great gig. I can feel it. We're going to have a good time, and I'm going to be eternally grateful for Marius and his team for keeping blues rooted music alive in the world. You know, people like him are very important for people like me and for people out there that need music to survive mentally. You know, so it's a win-win-win, and yeah, I'm very grateful to be here. It's going to be great. Thank you. And now, Alexandra. good luck translating that. You have every word, right? I have every word. A acceptat pozitiv invitației pentru că a observat și din edițiile trecute și a vorbit și cu alți artiști care au fost aici și toți au avut un răspuns pozitiv. El de obicei, peste tot unde se duce, a spus că pleacă cu așteptări mici, iar când se întâmplă ceva frumos la evenimentul respectiv, preferă să o ia cu atare decât să meargă cu așteptări ridicate și să fie dezamăgit. Apreciază mult efortul lui Marius, pentru că e ca un fel de ajutor reciproc. Cei care organizează festivalul au nevoie de artiști, atât cât și artiștii au nevoie de oameni ca și el. Așteaptă cu nerăbdare seara aceasta și are un feeling că o să fie minunat. Și mai vă întrebăm, dacă e posibil, ultimele. Una pentru dumneavoastră. Vreau să știu ce înseamnă blues și jazz pentru Marin Antonescu și una despre organizare, staff-ul. Din câți membri sunt formați, este format? O să încep cu sfârșitul. Familia festivalului o să o vedeți de seară pe scaunele astea. Asta e ideea festivalului. Familia sunt cei care vin, sunt cei care
contribuie financiar, sunt cei care cumpără bilete, sunteți dumneavoastră care ne duceți mai departe, sunt artiștii care duc mai departe, vorba despre festival, asta e familia festivalului. Staff-ul, în mod normal, nu trebuie să se vadă, trebuie să fie în spate acolo, să muncească și cred că familiei, și ăsta e și scopul, familiei trebuie să-i mulțumim. Staff-ului, asta e jobul staff-ului, să-și facă treaba. Nu trebuie să iasă staff-ul în față, familia trebuie să o prețuim și să-i mulțumim. Cât despre blues, am mai zis chestia asta, dar o repet, când ești tânăr și neliniștit, ești în boxe cu AC/DC, cu Maiden, Judas, cu Dimmu Borgir. Pe măsură ce îmbătrânește, ești la Hendrix, la Clapton, la Steve Ray Vaughan. Și pe urmă ce îmbătrânești și mai tare, te duci către Etta James, către Miles Davis și... No, în zona asta. Așa e bluzul. Bluzul vine firesc. Nu... Adică cine e în zona asta de muzică, înțelege și... No. Da, dar după răspuns ar înțelege că bluzul e destinat doar generației de după anumită vârstă, în schimb, nu aveți cred. În jur foarte mulți tineri. Nu cred. Și nu mă gândeam cred. Că bluzul poate înseamnă mai mult decât o raportare la generație. Bluzul e rădăcina la tot în muzică, de acolo pleacă totul și toate genurile care s-au născut după bluz înseamnă bluz, de fapt. Au mai mult sau mai puțin sâmburile de blues, dar există un sâmbur de blues peste tot. Mulțumesc! Da, am uitat să menționez un lucru. Mulțumesc, Alexa! Voluntarii sunt un sprijin extraordinar și sunt sufletul evenimentului și alături de staff. O să-i vedeți pe aici, o să vedeți și munca asta și dar există și o muncă în spate care nu se vede și aș vrea să le mulțumesc cu ocazia asta încă o dată. Am și o curiozitate pentru Chrissy, mai întâi, în sensul în care eu chiar îi mulțumesc pentru deschidere și amabilitate. Am apucat deja prin intermediul internetului să facem schimb de câteva opinii, păreri. Și în continuare a ceea ce am discutat acolo, dar și în continuare a ideii acestea de blues și de familie, l-aș întreba pe Chrissy dacă, apropo de concertul Finding care ne așteaptă în seara asta, dacă el gândește de obicei setlist-urile în funcție de locație sau în funcție de felul în care se simte. Există un soi de dinamică în interiorul, știți, a gândului ăsta, că într-un fel sau altul ar putea să dinamizeze show-ul. Iar apoi, ca să nu mai intervin încă o dată, v-aș întreba pe dumneavoastră, văzându-i pe cei doi tineri pe care i-am în față, dacă Blues in the Garden se gândește la o posibilitate de a-i scoate în față pe cei foarte, foarte tineri, care, mă rog, aspiră, nu, la mai multe aplauze, la mai multă vizibilitate. Am înțeles. The question for you was, did you choose your songs usually choose your songs regarding the location, or is just a spontaneous decision? You check first where is the destination, where you're gonna sing, and then you make a list with the songs that you're gonna sing, or is just Well, I don't know how to sing any old Romanian folk songs tonight, that's for sure. No, we have a similar set list for the whole summer, you know, which we play mostly music from a CD I'm working on right now. But of course, during the gig, if I look out into the audience and see they like this more than that, then we will, you know, my job is to entertain the audience and for them to have a good time, so... I will always try my best for that, but generally we have a kind of, you know, if they say you have 1 hour to play, I have a kind of set list. And if it all goes tits up and we don't like rock, we just want the blues, then we'll change the set accordingly. But most of the gigs this summer, all of the gigs have been great. And so yeah, we're just going to come out today and kick people's ass with rock and roll. Excellent.
That's what we're here to do. You know, that's what I get paid to do, is to kick people in the ass with rock and roll, and hopefully change, give them an escape for an hour from their everyday work life, which is stressful. So we'll play it by ear. You know, I want the audience to be happy, and we always try our best. But we have a plan when we go out, like an army going to war. You have to have a plan, and if shit hits the fan, then you have to deal with it, right? But you go out and hope that plan A works. So far, plan A is working everywhere. So don't change a winning team, as they say. It'll be a great league, I'm sure. Thank you. It's going to be great. Thank you for having me. Thank you. This man, big boss man, as Jimmy Reed once said. Thanks. Copiii... Scuze. Da. Scuze. A spus că în mod normal au un setup bine stabilit dinainte, cu care de obicei pe toată perioada turneului încearcă să-l respecte, dar în același timp, în funcție de public și de atmosfera publicului, dacă observă că anumite piese creează o atmosferă mai plăcută publicului, atunci trec spontan pe o altă direcție. Right. Thank you. What she said. Da. Ne gândim să facem lucrul ăsta cu, în ceea ce privește promovarea tinerilor, și nu doar că ne gândim, îl și facem. Mâine, la Centrul Medical din Dărmănești, va fi un concert acustic al lui Crisi, și la concertul ăla, alături de Crisi, va cânta și Mihai, împreună cu... te-am botezat? Da. Cu David. Cu fratele meu. Sunt doi de David și... scuze, va cânta și David împreună cu Vali Răcilă. Deci, deja David 1 și David 2. Deja David 1 o să fie de acum. O să ia startul. În ceea ce îl privește pe David 2, încă lucrează. Încă lucrează. Și sunt convins că o să vină și vremea lui. Da. Avem în gând să promovăm și tinerii români, fără doar și poate. Gata?